Bună ziua, dragii noștri telespectatori! Revenim la Universitatea Vasile Alexandrii, de această dată la Facultatea de Științe. De ce facem acest lucru? Pentru că este foarte important ca atunci când ascensiunea în viață începe, să avem date concrete despre ceea ce urmează să întâlnim, astfel încât împlinirea noastră ca individ, împlinirea noastră profesională, să aibă un rost, să fie facilă. Ăsta este și motivul pentru care noi ne aflăm astăzi în cadrul Facultății de Științe a Universității Vasile Alexandrii. Vom încerca pentru dumneavoastră și în special pentru tinerii absolvenți de liceu, care acum de-abia încep adevărata ascensiune în viață, să vorbim despre ceea ce înseamnă Facultatea de Științe, ce oportunități. Poate vom contribui și noi la decizia dumneavoastră de a alege mediul universitar din Bacău. Cu această ocazie aș vrea să mulțumesc distinșilor mei invitați, de fapt gazdele noastre, și să procedem direct la treabă. Aș ruga-o pe doamna decan Crișan să ne facă un scurt istoric. Bineînțeles, Facultatea de Științe este parte din continuarea tradiției începută în anul 1961 prin înființarea Institutului Pedagogic. A fost o evoluție fulminantă într-o perioadă de timp relativ scurtă, de numai 6 decenii. Institut Pedagogic, Institutul de Învățământ Superior, Facultatea de Subingineri, începând din anul 1990 prin Ordinul Ministrului Învățământului numărul 7751, iată că avem Universitatea Vasile Alexandrii. Și suntem acum la Facultatea de Științe. Doamna decan, v-aș ruga să ne spuneți, plecând de la această evoluție fulminantă, pentru că 6 decenii nu este mult, să ne spuneți cu ce ofertă educațională vine Facultatea de Științe în anul universitar 2020-2021. Bună ziua! Ne bucurăm să avem oaspeți televiziunea locală. Dați-mi voie pentru început să vă prezint colegii mei. Doamna prodecan Roxana Voicu. Bună ziua. Doamna prodecan Roxana Ardeleanu. Bună ziua. Și domnul prodecan Cosmin Tomozei. Bună ziua. Este o onoare pentru noi. Ne bucurăm că ne-ați ales astăzi să fiți oaspeții noștri. Facultatea de Științe are o lungă istorie. Este prima facultate care a făcut parte din Universitatea din Bacău, atât matematica cât și biologia. Au aproape 60 de ani de istorie. Este o mândrie și ne impune să menținem standardele. În anul universitar următor oferim o capacitate de școlarizare la cursurile de licență de 255 de locuri, din care avem la programul de studii biologie 34 de locuri la buget, la programul de studii informatică 14 locuri la buget, la programul de studii informatică cu frecvență redusă. Avem o specialitate care este cerută pe piața muncii pentru cei care nu pot participa în timpul săptămânii la orele noastre, iar la matematică avem 13 locuri la buget. În ceea ce privește oferta de master, avem o capacitate de școlarizare de 200 de locuri, repartizate pe programele de studii matematică didactică, informatică aplicată în științe și tehnologie, biologie medicală și valorificarea resurselor biologice și protecția mediului. De asemenea, oferim pentru studiile pedagogice o capacitate de școlarizare asociată celor de licență și de master, și aș vrea în continuare să descriu modul în care se va face înscrierea. Vă rog. Este vorba de o înscriere online, datorată situației speciale în care ne aflăm. Adresa platformei este comună pe întreaga universitate. Studenții se pot înscrie, deci, la orice oră din zi și din noapte. Înscrierile se încheie pe data de 30 iulie, urmând ca pe 31 iulie să afișăm rezultate. Urmează apoi o perioadă de contestații și de confirmarea locurilor, iar listele finale se afișează pe data de 10 august. În ceea ce privește
alte componente ale ofertei noastre educaționale. Mai avem și nivelul 2 și nivelul de, deci nivelul 2 de master și învățământul postuniversitar, tot pentru partea de psihopedagogie. Este o ofertă generoasă. Tinerii care doresc să urmeze cursurile acestei facultăți au de unde să aleagă. V-aș ruga să ne spuneți în contextul acestei vaste oferte pe care dumneavoastră o puneți la dispoziția tinerilor, ce strategie adoptați astfel încât să veniți în sprijinul tinerilor absolvenți de liceu să aleagă să-și continuă studiile în cadrul Facultății de Științe. Pot interveni eu aici? Vă rog. Țin să menționez că întreg procesul instructiv-educativ în Facultatea de Științe este centrat pe student. Și mi se pare un lucru extraordinar de important. Acest lucru, bineînțeles, îl întâlnim la nivelul întregii Universități Vasile Alexandrie din Bacău. În primul rând, ca și profesor, ca și formator de educație, vom genera competențe teoretice. Dar menționez clar că punem un accent deosebit pe formarea de competențe și abilități practice. Pentru că în momentul în care studentul nostru ajunge pe piața muncii, angajatorul dorește ca el să știe să aplice nu numai informațiile care sunt din punct de vedere teoretic, ci efectiv să le concretizeze, să le materializeze. Ei, lucrurile acestea le realizăm cum? Le realizăm în cadrul laboratoarelor pe care le deține Facultatea de Științe, laboratoare care sunt dotate atât din punct de vedere al părții tehnice, aparatură și tot ceea ce este nevoie, dar și din punct de vedere al restul, al materialelor didactice de care dispune fiecare laborator în parte, în funcție de specificul disciplinei care se desfășoară în spațiul respectiv. În același timp, trebuie să luăm în considerare că abilitățile practice și aceste competențe practice se formează în timp și de aia punem accent pe practica de specialitate, care la noi, eu făcând parte din Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului, toate aceste practici de specialitate sunt de fapt și de drept activități de teren realizate în cadrul natural și avem o tradiție în acest sens. Se știe clar că aceste practici sau în cadrul acestor practici luăm în considerare diferite tipuri de ecosisteme, dar și unități de protecție. Spre exemplu, în ultimii ani, practica de specialitate s-a realizat în Parcul Național Ceahlău. Se realizează în zone virgine, cele mai apropiate de noi, de pe Valea Uzului, la baza munților Nemira. Mulți ani, mai ales pentru studenții de anul 2, practica s-a desfășurat în Delta Dunării, care știm că este rezervația biosferei și așa mai departe. În schimb, alături de aceste activități curriculare, pentru că ele sunt în planul de învățământ al fiecărui program de studii, punem un accent deosebit și pe activități extracurriculare. Și aici trebuie să menționez acele excursii tematice pe care le realizăm cu regularitate, adică în luna mai, biologii noștri, ca așa îmi place să-i numesc, ne întreabă și ne desfășurăm acea excursie către București, unde dăm așa un ocol și pe la vulcanii Noroioși, mai vizităm și Muzeul Chihlin Barului, iar în București obiectivul de bază, și întotdeauna îl respectăm, este Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa. Un alt obiectiv pe care îl avem și pe care încercăm și cred că și reușim să îl îndeplinim, este acela de a aduce studenții în contact cu angajatorii și așa realizăm transferul
produsului nostru instructiv-educativ către piața muncii. Și avem colaborări cu diferite firme. Eu mă voi referi doar la partea de biologi, pentru că ceea ce ține de departamentul de matematică informatică, colegii mei au informațiile mult mai bine clarificate. Spre exemplu, ultima activitate realizată cu mediul economic a fost cu firma de proveniență finlandeză, se numește Tornator SRL, care este cel de-al doilea proprietar de fonduri forestiere pe România. Clar că prin aceste colaborări, și colaborări sunt mai multe, nu le menționăm pe toate, am menționat doar strict ce s-a realizat în ultima perioadă, pentru a demonstra că ideea noastră este de a transfera acești copii acolo unde viața îi va duce, și anume pe piața muncii. A avea un job bine plătit, pentru că, până la urmă, finalitatea activității noastre didactice acolo va fi. Și vreau să mai, atât mai menționez, că mare parte din aceste activități pe care le desfășurăm cu studenții noștri pot fi regăsite prin fotografii, filmulețe, pe o pagină a departamentului, o pagină Facebook a departamentului, care se numește BEPM Bacău. Mai departe, colega mea de la matematică, cu siguranță fiind diferențe de specific al programelor de studii, o să ne prezinte de la matematică informatică. Vă rog. Mulțumesc frumos! Sigur, la programele de studii matematică și informatică, studenții beneficiază de asemenea de stagii de practică și internship-uri în firme de IT locale, naționale și chiar multinaționale, dintre cele care activează în orașul nostru. Firme cu care facultatea are contracte de colaborare de ani buni. De asemenea, se face practică și în unitățile de învățământ. Studenții noștri încercăm să îi mobilizăm și să îi integrăm, să îi implicăm cât de mult reușim în programele care se derulează la nivelul facultății. Aș aminti aici Game IT, aș aminti programul ROZE, cu subprogramul Mate Info Bio RID, rămâi integrat și total motivat. Practic îi încurajăm să participe la vizite de studii, la workshop-uri, la simpozioane care se desfășoară atât în orașul nostru, dar și în țară. Pot efectua activități de voluntariat, pot beneficia de consiliere, atât în carieră cât și psihologică, prin ateliere de dezvoltare personală sau profesională. Aș dori să amintesc aici că în cadrul Facultății de Științe, studenții universității și în special ai Facultății de Științe au șansa să urmeze cursurile programului de formare psihopedagogică pentru a urma o viitoare carieră didactică. Acest program este gestionat de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, DPPD pe scurt, iar studenții pot beneficia de această oportunitate bifând opțiunea DPPD pe formularul de înscriere la confirmările ce vor urma perioadei de admitere la licență la sfârșitul lunii august, fie la începutul anului universitar. Dacă se răzgândesc între timp, vor putea opta pentru departament la începutul lui octombrie. Studenții de la licență sau masterat de la programele bugetate vor urma aceste cursuri în regim gratuit. V-am ascultat cu mare atenție. Deci, pentru cei care ne urmăresc, pentru tinerii absolvenți de liceu, pe lângă oferta educațională cu care vine Facultatea de Științe din cadrul Universității Vasile Alexandrei, iată și o adevărată strategie în a vă determina pe dumneavoastră
de a deveni studenții acestei facultăți și a Universității Vasile Alexandrie. Aș vrea să prezentați celor care ne urmăresc pentru a crea o imagine completă asupra oportunităților pe care le prezintă Facultatea de Știință, ceva despre baza materială a facultății. Mă gândesc aici despre cămine, modalități de petrecere a timpului liber și alte activități auxiliare procesului de învățământ sau procesului de cercetare cu care dumneavoastră veniți în întâmpinarea studenților. Voi interveni tot eu. Facultatea de Științe dispune de un număr de 97 de locuri de cazare dispuse în cele 4 cămine studențești ale universității. Căminele sunt renovate și oferă condiții de cazare optime pentru studenții noștri. Prioritate la cazare au studenții de la buget, dar în limita locurilor disponibile sunt cazați și cei de la taxă. De asemenea, se poate servi masa la restaurantul universității la prețuri modice, foarte bune, mult reduse. Prețuri studențești. Prețuri studențești, desigur, cu unde servesc o mâncare proaspătă, da, zilnic. Iar în ceea ce privește activitățile didactice, acestea se desfășoară în săli de cursuri și laboratoare dotate cu tehnologie necesară desfășurării tuturor activităților. Activitatea de studiu individual se poate desfășura la biblioteca universității, care dispune, pe lângă cărțile de împrumut, și de sală de lectură și de sală dotată cu calculatoare, cu acces la internet, de care studenții pot profita gratuit pe timpul studenției. Dragii noștri, cred că observați că realizăm această emisiune în condiții deosebite. Pandemia care ne pune la grea încercare a adus, v-a supus și pe dumneavoastră, să spun așa, la o grea încercare. Procesul de învățământ trebuia să continue. V-aș ruga să ne spuneți cu ce măsuri ați venit, cum v-ați adaptat noilor condiții, noilor cerințe, astfel încât să veniți în întâmpinarea studenților. La această întrebare îmi va face o deosebită onoare să vă răspund eu, Cosmin Tomozei mă numesc, sunt prodecan responsabil de activitatea de cercetare științifică, dezvoltare, transfer tehnologic și parteneriate cu mediul, atât cu mediul de afaceri, cât și cu celelalte instituții, cu care facultatea noastră în special și Universitatea Vasile Alexandrie din Bacău în general colaborează. Acest eveniment care s-a întâmplat, care a avut loc, sau această succesiune de evenimente date de pandemie, ne-au prins într-un singur cuvânt: pregătiți. Pregătiți astfel încât noi totdeauna am avut în vedere un campus fizic, tangibil, vizibil peste tot, aici, în sălile noastre, în baza noastră sportivă, în laboratoare, în sălile de curs, la secretariat, etc. Dar și un campus virtual la care specialiștii Facultății de Științe împreună cu specialiștii universității din cadrul Centrului de Comunicații Digitale sau Departamentului de Comunicații Digitale lucrează de foarte, foarte mult timp. Un campus intangibil, dar un campus care a făcut colaborarea dintre cadre didactice, studenți sau cadre didactice, studenți și mediul extern în perioada de criză să se desfășoare foarte, foarte bine. Aici aș sublinia faptul că rezultatele pe care noi le-am obținut în cercetare, dezvoltare în ultimii ani de zile și pe care la rândul nostru am încercat să le transferăm către activitatea didactică și special către e-learning, dezvoltând și folosind platforme educaționale, acest demers a avut succes. Acest demers a făcut ca atât examenele și activitatea didactică de finalizare a semestrului al doilea, din anul universitar curent 2019-2020, cât și examenele de finalizare de studii, respectiv examenele de licență și examenele de dizertație, să se desfășoare fără niciun fel de probleme. Astfel, inițial prin niște servere specializate instalate on-premises, deci în infrastructura fizică a universității, noi am putut asigura cursuri și seminarii și laboratoare în format electronic, folosind Moodle, folosind SharePoint, urmând ca ulterior
prin acorduri instituționale existente, ce se derulează de foarte mulți ani de zile, să putem să utilizăm la nivel instituțional platforma Teams, iar prin platforma Teams, facilitățile multimedia de videoconferință, posibilitatea de a crea grupuri specializate pentru fiecare disciplină de studii, posibilitatea de a da examene sau assessment-uri cu studenții, au făcut să putem desfășura fără niciun fel de întârziere, fără niciun fel de întreruperi sau de sincope examenele de finalizare, atât examenele de licență, cât și examenele de dizertație, care s-au susținut online. Noi am fost totdeauna la Facultatea de Științe orientați către tehnologie, orientați către actualitate, dat fiind faptul că noi avem ca programe de studii și informatică, atât la forma cu frecvență sau zi, cât și la forma fără frecvență. De asemenea, avem un masterat unde formăm specialiști din domeniul larg ITNC către perfecționare, către o mai bună specializare, specialiști care lucrează atât la stat cât și în mediul privat. Experiența noastră în interacțiunea cu acești specialiști, experiența noastră în interacțiunea cu firmele cu care am colaborat și cu care am organizat cursuri, firmele din industria IT, au făcut să trecem cu bine peste aceste evenimente nefericite, dar care pentru orice universitate ar fi trebuit să constituie sau să genereze un plan de rezervă. Pentru că nu mai avem chiar foarte mult timp la dispoziție, aș vrea ca în încheiere să vorbim puțin despre modul în care dumneavoastră, în cadrul Facultății de Științe, susțineți valoarea, susțineți competența, pentru că nu este vorba doar de tradiție și evoluție, este vorba de a susține în mod necondiționat valoarea. Ce faceți concret pentru a susține pe tinerii studenți, chiar și pe cei care au, să spunem, resurse financiare limitate? La nivelul facultății oferim locuri bugetate pentru candidații care au studiat în liceele din mediul rural, pentru cei care provin din sistemul de protecție socială și pentru candidații de etnie romă. Un alt mod de a încerca să susținem activitatea de studiu a candidaților noștri este numărul de burse care în anul universitar care se încheie au fost 13 burse de performanță, 49 de burse de merit și 31 de burse de tip ajutor social, la care s-au adăugat 2 burse din venituri proprii ale facultății. S-a reușit ca toți studenții care au solicitat cazare să o și obțină în căminele universității noastre. Pentru transportul rutier în comun se obține o finanțare de 100% a abonamentelor, pentru transportul pe calea ferată de asemenea studenții primesc cupoane gratuite. Există o preocupare a întregii universități pentru susținerea unor taxe de studii destul de scăzute, de exemplu, este de 2600 de lei pe an pentru toate programele noastre de studii. Există un cabinet medical și un cabinet stomatologic care este proaspăt dotat și este la dispoziția studenților noștri. Restaurantul universității oferă de luni până vineri masa, mic dejun și masa de prânz. Noi considerăm că toate problemele care apar pot fi rezolvate și în momentul în care observăm o astfel de problemă, încercăm să avem o atitudine proactivă și să ajutăm pe măsură ce aceste probleme apar în viața studenților noștri. Unul dintre proiectele care a început anul trecut să fie derulat este proiectul ROZE, care este destinat combaterii abandonului din anul întâi, prin voluntariatul studenților din ani mai mari și reușim astfel să cuplăm ambele activități, ei să reușească să depășească provocările inerente anului întâi. Dragii noștri telespectatori, Facultatea de Științe din cadrul Universității Vasile Alexandrii își deschide porțile către dumneavoastră. Aici nu veți întâlni bariere de ordin etnic sau de origine. Aici veți fi studenți și veți avea șansa să vă împliniți în mod real în viața care vă stă înainte.
A fost o plăcere să discut cu dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru amabilitatea și timpul pe care dumneavoastră ni l-ați acordat. Noi vă mulțumim. Și nu uitați, am spus-o și am să mă repet. O frumoasă poveste sau un vis împlinit începe întotdeauna cu un dascăl dedicat care are încredere în tine. După ce am realizat această emisiune, pot să spun foarte convins. O frumoasă poveste sau un vis împlinit începe aici, la Universitatea Vasile Alexandrii. Dragii noștri telespectatori, vă mulțumim pentru atenția pe care ne-ați acordat-o, mulțumindu-le încă o dată distinșilor noastre gazde și vă dau un sfat. Fiți mai buni, căci nu costă nimic. O zi bună să aveți!